Înainte să trecem la poveste, un quiz rapid. Cine a spus? Urăsc o mulțime de lucruri și nu-mi place nimic în mod deosebit. A. Uchiha Sasuke. B. Steve Jobs. Sau C. Tupac Shakur. Lăsați răspunsurile repede în comentarii. Aveți 5 secunde. Dacă ați răspuns A, Uchiha Sasuke, aveți dreptate. Și acum să trecem la poveste. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, în primele zile de liceu, eu fiind din București și liceul undeva la vreo 15 km în afara Bucureștiului, plecam și veneam spre casă cu Diliu, fusesem coleg în general cu el și eram din același cartier. Drumul spre liceu dura undeva la o oră și altfel trecea timpul când vorbeai cu cineva. După vreo săptămână a venit și Găină în clasă cu mine și fiind și el din București, m-am prietenit cu el. Acum aveam cu cine să mă întorc spre casă, Diliu de multe ori ieșea cu o oră mai devreme sau mai târziu decât mine. Și în prima zi de liceu al lui Găină, mă duc cu el în stație. Acolo erau două stații, una în care așteptam noi, acolo stăteam mereu cu Diliu și cei de la A. Și încă una, puțin mai departe, unde așteptam majoritatea elevilor din București. Acolo era mereu mai aglomerat și nu prindeai mereu loc pe scaune. Plus că aici venea mașina de obicei cu 50 minute mai devreme. Gigi, noi de ce stăm aici, mă? Nu mai e nimeni. Lasă-mă că vezi tu. Da, mă, dar toți se duc în partea ailaltă. Bă, Găină, ăia sunt ca oile, mă. Aici e mai liber, stăm jos. Plus că vine mai repede. Vine mașina, plecând spre București, când Găină. Bă, Gigi, până unde merge mașina? Până la București, mă. Da, mă, dar până unde? Că eu stau în Colentina. Păi tu cu ce ai venit, mă? Cu maxi-taxi, dar nu mai am bani de întors. L-am luat de la obor până la liceu. Acum mașina mergea până prin Pantelimon, la capătul lui 14. Bă, uite cum faci. Iei tramvaiul 14 până la obor. Și de acolo te descurci, da? Da, Gigi, cred că da. Mi s-a părut mie că ăsta nu prea e convins, dar n-am mai zis nimic. Pe mine mă așteptau în stație Senciuc și Miții, trebuia să plecăm până la Unirii. Ajungem noi în București, mă întâlnesc cu ăștia și îl duc pe Găină în stație la tramvai. Uite mă, stai aici și le pe 14, nu e altul, da? Cobori la obor și iei tramvaiul de acolo. Te descurci, da? Da, Gigi. Dăm noi să plecăm? Bă, Gigi, ăsta pare că am dus cu Pluta. Se droghează, mă? Nu, Miții, așa e el. Și ce dracu are freza aia, mă? Eu știu, Senciuc, așa îi place. Bă, ăsta nu cred că ajunge acasă, mă. Se pierde dracu pe aici. Lasă-mă că se descurcă, mai întreabă și el prin tramvai. Când mă uit spre el, ăsta dădea să te urce în tramvai, dar nu era ăla bun. Bă, Găină, stai așa, mă. Alergând spre el, îl trag de mână și îl oprim. Nu ți-am zis, mă, să-l iei pe 14? Mi-a zis un băiat că merge și ăsta. Ce băiat, mă, te iei după toți proștii? Haideți, mă, cu el, că stai ca o curcă plouată și nu știe unde dracu ajunge. Eu ți-am zis că-i dus cu Pluta, mă. Îl ducem noi pe ăsta până la obor, coborâm acolo, când ăsta se duce spre stația de maxi-taxi. Ce faci, mă, Găină? Hai spre tramvai. Nu, că iau un maxi-taxi, Gigi. Mă gândeam că vrea să-i plătim și cursa. Deja îi dădeam dreptate lumiții, poate că era dus cu Pluta. Păi și bani de unde, mă? Te duce ăla pe Moca? Nu, am bani de maxi. Miții gata să sară la bătaie. Tu îl înfreza lui de cocostăr, eu îl bat, Gigi. Stai, mă, că-i coleg cu mine. De ce dracu n-ai zis, mă, nimic? Am zis să-i opresc pentru o bere, Gigi. Te încrastă cu berea ta, Găină. A doua zi la liceu a întârziat ăsta vreo oră. Am zis gata, s-a pierdut prostul pe acolo. A apărut cu toate penele pe la a doua oră. A făcut cinste și cu o bere după ore. Și mai trece vreo săptămână așa, noi la fel, luam mașina din stație de acolo. Apare și Diliu cu Manchi și Alin. Gigi, ce faci, mă? Uite, așteaptă mașina, tu? Dau palme la fraier, mă. Te încarasul meu de prost, stai să vezi ce-ți dau. Eu-s Diliu, eu-s Diliu, bă! Și încep să-l alerg pe acolo, când strigă ăștia la noi. Mașina, bă! Deja era târziu. Se urcă Alin în mașină, Cocoș cu Manchi ne așteaptă. Să vezi ce picioare îi trag mâine. Al dracu prost. Vin din spate și trag una peste ceasul lui Diliu. Ia, mă, să nu rămân dator. Tingură de ghiolban, mă. Mi-i stricat și freza, mă. Stăm noi acolo vreo 20 de minute, mașina canci. Din partea cealaltă deja trecuse una. Bă, Diliule, hai mă în partea ailaltă. Văd că toți se duc acolo. Nu, mă, vine acum și aici. Mai trec vreo 20 de minute, încă una din partea aia. Uite încă una, mă, hai dracu acolo. Mai stăm 10 minute, mă, dacă nu mergem acolo. La 10 minute așa, plecăm spre stația cealaltă. La jumătatea drumului trece mașina, la 2 minute trece și ailaltă. Bă, da, prost ești, mă, le-am pierdut pe amândouă. Bă, Gigi, noi suntem fraier, mă, hai să o luăm pe jos, mă. Te-ai dilii la cap, Diliule, sunt 15 km, dracu. Nu, mă, până la prima stație.
vine și mașina când ajungem. Și o luăm la pas. La vreun sfert de oră, încă două mașini pe lângă noi. Le-am pierdut și pastea, băgați-a sârmă nas. Lasă-mă că vine alta. Apare și un maxi-taxi din spate, se urcă găină. Hai, Gigi, îți plătesc eu biletul. Nu, mă, am și eu bani, dar mă duc cu ăsta. Lasă-l, mă, să plece. Am rămas noi trei, șmecherii adevărați. Știi, Gigi, tu ești cel mai bun prieten al meu, mă. Tu și Monkey. Voi doi ați rămas cu mine, prieteni adevărați. Care dracu Monkey, mă, nu vezi că aleargă după maxi-taxi? Îl oprește ăsta și se urcă. Lasă, Gigi, oricum e proș ăla. Mai e mult, mă, până stație? Nu cred, Gigi, vreo 10 minute. Și plecăm la drum. Ajungem noi acolo, deja era murs de sete și oboseală. La un sfert de oră se vede mașina. Noi fericiți, sărim pe acolo, facem cu mâna, dar mașina nu oprește. Nici nu cred că ne-a văzut, era beznă acolo. Bă, Diliule, ce dracu face, mă? E aproape 10 ceasul, dacă era ultima mașină. Hai la băiatul ăla, îl rugăm să dăm un telefon. Eu n-am decât 2 lei, mă, sigur ne cere bani. Lasă că am eu vreo 15 lei. Pe ce, mama diavolului, ne-am luat maxi-taxi, mă? Dădeam banii de pomană, Gigi. Da, mă, și dacă murim pe aici, e bine? Îi dă 5 lei lui ăsta și ne dă telefonul. Acolo era un fel de popas, cu grătar, bere, avea și niște căsuțe mici. Pe cine sună, pe tactu? Ce ai, Gigi, să mă rupă ăla cu bătaia? Îl sun pe frate meu, mă. Ăsta avea un frate mai mare, Marius. Mariuse, bă, am rămas pe aici, mă. Fără-ți de o mașină și vină după mine. Ce, mă? Vină o dracu după mine. Te îngură cu chioara ta. Ce, mă, ce a zis? E plecat la gagică sau o chioară, mă. Nu vine, dă-l încolo de fătălău. Nene, mai trece vreo mașină la ora asta? Mai trece una pe la 11, băieți, dar nu prea oprește aici. Ne ducem în stație. Bă, Diliule, când trece mașina, aprindem brichetele. Poate ne vede dreacul ăla și oprește. Așa facem, Gigi. La vreo 10 minute începe o ploaie torențială. S-a dus planul nostru cu brichetele. Ne-a făcut și flașcă din cap până în picioare. Hai la căsuțele lui ăla, Gigi. Bă, nene, când e să stăm și noi jumătate de oră aici? Sunteți amândoi? Da, bre, nu vezi? 50 de lei. Cât, mă? Ești nebun la cap? Mai ieftin nu ai? Dacă intrați decât voi, 30 de lei. Cine dracu să mai intre, nene? Mă, băiete, tu știi ce e aici? Ce e, nene? E căsuța plăcerii. Mă înțelegi? Plătiți și fata, nu doar camera. Dar dacă sunteți pe invers, nu-i problemă, 30 de lei. Pe cine faci tu bulangiul, bulangiule? Dai, mă, că ne bate și ăsta pe aici. Bere ai, nene, la pet? 6 lei. Dăm 2. Dă, Gigi, aia 2 lei. Ne aduce ăsta berile, facem câțiva pași. Auziți, fetițele, să nu vă rătăciți. Tu-s biserica, mătii de bulangiu. Pe cine faci tu, fetiță, poponare? Poponară? Stai așa, frezatule. Iese ăsta cu o bâtă în mână, Diliul ia la pietră. Hai să o tulim, mă, ne îngroapă dreacul ăsta pe aici. Și o luăm la fugă. Cred că am fugit vreo 2 km prin ploaie. Bine că am avut bere și țigări. Cât e ceasul, Diliule? 11 fără un sfert, Gigi. Hai mai repede, că dacă trece mașina ambelită. Mergem noi ce mergem, de-abia ne mai târam. Când la vreo 200 de metri se vedea stația. Luminată frumos, zici că era o oază într-un deșert. Noi eram ca două găini ploate. Hai, Diliule, uite stația. Gigi, stai, mă. Ce e, mă? Hai repede. Mașina Gigi e în spate, mă. Am crezut că acolo rămânem până dimineață. Începem noi să sărim, să țipăm, aruncăm sticlele de bere în șosea, ăsta nimic, trece de noi. Când, la vreo 10 metri, oprește mașina. Alergăm noi, urcăm, în față cu șoferul era mâzgă. Ce faceți, Gigi? Bine că v-am văzut că nu oprea grasul ăsta. Ăsta se plimba toată ziua cu șoferii, îi cunoștea pe toți. Faci cinste cu țigări, mâine, bă? Fac, mâzgă, fac, îți dau și două beri. Ajungem noi în cartier, aproape de strada mea. Salut, Diliule, vorbim mâine, mă. Salut, Gigi. Ce-mi trage o palmă peste ceafă? Te îngură, Diliule, salipi, bă. Ios Diliu, Ios Diliu, bă. Las că ți-o dau mâine înapoi, mânca mie carasul. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe, dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, calea mai ușoară nu e întotdeauna cea mai scurtă, dar sigur e mai riscantă. Dar berea de după merită, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!